Un avertisment extrem de important vine de la protecția consumatorului referitor la cozonacii de sărbători. Multe dintre sortimentele de cozonac din comerț conțin euri periculoase care trebuie evitate. Discutăm chiar acum cu domnul Mihai Culeafă, președintele ANPC. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Cum facem distinția dintre un cozonac bun și un cozonac plin de euri, de aditiv, care ne pot face rău? Care este situația la această oră? În primul rând, trebuie să cumpărăm doar din magazinele special amenajate, acolo unde se poate elibera și bon fiscal. Întotdeauna verificați eticheta. Acolo vom primi toate informațiile de care avem nevoie pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. De ce spun asta? În ultima perioadă am intrat în febra cumpărăturilor. Cu toții ne dorim o masă bogată de Crăciun. Vorbim de cozonac și nu numai. Nu mai facem cozonaci în casă. E mult mai comod să cumpărăm cozonaci din comerț. Intrând pe un motor de căutare, am găsit cel mai căutat grup de cuvinte ce conțin cozonacii din comerț. Într-adevăr, conțin și euri. Unele dintre ingrediente pot fi alergice, ca să spun așa. Și vorbim aici de produsele de cofetărie. Vorbim de coloranții alimentari. Vorbim de coloranții alimentari pe care îi regăsim în acadele, în produsele de cofetărie. Dar, domnule președinte, ne putem baza pe faptul că acele etichete sunt corecte 100% și conțin toate aceste ingrediente sau există și producători care nu respectă aceste reguli? Ce vă spun inspectorii dumneavoastră care sunt în teren? Producătorii în această perioadă încearcă să-și vândă produsele indiferent de calitatea lor. De aceea suntem în teren, suntem în sprijinul și în slujba consumatorilor, motiv pentru care verificăm această situație.